Spitalizarea după astfel de operație înseamnă două, maxim trei zile, pleacă acasă. Și, în general, într-o săptămână și jumătate, maxim două săptămâni, poate să înceapă să-și facă treaba. Reinserția socială este rapidă și este fără niciun fel de dificultate. Psihic mai mult este dificil. Mai vin pacienți operați și după o lună de zile să ceară prelungire de concediu medical. Sigur că îi acorzi, că nu poți să fii în pielea lui ce simte el. Îți spune diverse simptome, că parcă nu pot respira bine, parcă mi se pune un nod nu știu unde, parcă... Și atunci, dar în general, în două săptămâni și uneori sub două săptămâni, pacienții merg și își reiau activitatea. Ce complicații pot genera aceste afecțiuni tiroidiene lăsate netratate? E foarte grave, care pot duce până la deces. Hipotiroidia, vorbesc întâi de afecțiunile funcționale, deci cu legate de hipersecreție, deci de secreție în plus de hormon tiroidian și de hiposecreție. Indiferent cu ce încep, ambele situații pot să ducă la complicații care în final duc la moarte netratată. Hipotiroidia, să încep cu hipotiroidia, cu lipsa de hormon tiroidian, afectează metabolismul în sensul retenției de apă în organism, de funcționare mai lentă a tuturor organelor. O funcționare mai lentă a creierului. Pacientul are o față de lună plină, dar nu că este mai gras. El reține apă în țesuturi și atunci... Dar are o lentoare, are o oboseală, are o somnolență, are o hipoideație. Ideile lui se exprimă greu și vin foarte greu. Sigur că toate lucrurile astea duc la insuficiențe multiple de organe și până la final la dispariția pacientului. Hipertiroidia, excesul de hormon tiroidian, este evident opusul a ceea ce am povestit până acum. Pacientul este slab, pacientul este agitat, nu doarme noaptea, transpiră foarte ușor, are tot timpul palmele ușor umede, ochii sunt strălucitori, în anumite afecțiuni are exoftalmie, ochii sunt mai scoși așa în afară. Organele lui funcționează în ritm accelerat, inima bate mai repede, uneori apar chiar aritmii. Deci, el nu mai bate ritmic, bate cu sincope, cu ficatul este supra-solicitat și, în general, ceea ce impresionează este comportamentul, agitația. Este vorba despre influența hormonului tiroidian asupra creierului. În așa fel încât, prin supra-solicitare a tuturor organelor, se ajunge la o intoxicarea organismului cu hormon tiroidian și netratată duce la turburări grave, accidente cardiace, insuficiență de ficat, probleme mari cu comportamentul din cauza intoxicației creierului, celulelor creierului. Asta este foarte în general spus, dar dacă am aprofundat la fiecare organ al pacientului, am putea să facem o povestire de genul ăsta. Sigur că finalul este același. Organele cedează prin supra-solicitare și prin accelerarea la maxim a metabolismului. Deci, am spus asta pentru patologia funcțională. Există și patologie nodulară, deci nodulii tiroidieni, dar cu o funcție normală a glandei tiroide. Deci restul glandei, printre noduli, restul glandei, care este resturile normale ale glandei, fac suficient hormon ca să organismul să poate să funcționeze.
Nodulii ăștia fac două lucruri foarte urâte. Nu, unul e mai puțin urât. Adică, pe de o parte cresc lent, progresiv și devin, așa cum vorbeam mai înainte, disconfortanți. Apasă pe căile respiratorii, pe căile digestive, deci pe esofag. Este inestetic și așa mai departe. Mai mult decât atâta, și cea mai gravă evoluție a unor noduli lăsați sinedie este malignizarea. Deci dintr-un nodul benign poate să devină un nodul malign și atunci vorbim de cancerul de tiroidă, care are altă abordare, atât chirurgicală și cât și tratament oncologic după chirurgie. Deci intervenția chirurgicală este... Intervenția chirurgicală, atunci când se impune, este bine de făcut cât mai repede. Indicația chirurgicală și dirijarea pacientului către chirurg o face endocrinologul. Chirurgul stabilește momentul operator, eventuală pregătire înainte de operație, care uneori este mai un pic mai deosebită de pregătirile pentru operațiile curente pe care ni le imaginăm noi. La ce constă această pregătire? Bolnavul trebuie să fie echilibrat, mai ales pacientul hiperfuncțional, hipertiroidizat. Acest pacient trebuie să... El, în general, pacienții nu mai vin așa dezechilibrați pentru că iau tratament cu antitiroidiene înainte, care reduc secreția de hormon tiroidian. Dar pacientul trebuie internat câteva zile înainte sau dat tratament acasă, asta depinde de cât de echilibrat este, până îi se stabilizează tensiunea, pulsul și somnul. Deci noi facem un grafic de puls, de tensiune arterială, dar și de ore de somn. Până nu se echilibrează, nu este bine să operezi. Ablația unei glande care secretă mult hormon tiroidian pe un organism nepregătit poate să ducă la complicații foarte grave. Aceste situații sunt mai rare acum. De ce? Pentru că, repet, bolnavul vine tratat cu antitiroidiene de sinteză. Totuși, înainte de operație, trebuie să spui pacientului să întrerupă antitiroidiene de sinteză două săptămâni și jumătate înaintea operației și îi dăm să ia niște picături de iod. De ce chestiunea asta? Pentru că tiroida fără antitiroidiene de sinteză produce hormon și atunci trebuie să-i dăm iod ca să aibă ce lucra, ca să spunem așa, altfel ea crește în volum foarte repede și pe de altă parte, antitiroidianul de sinteză nu poți să-l dai până lângă ziua operației pentru că produce mici modificări care deranjează chirurgul. Glanda devine mai friabilă, adică se rupe mai repede când o manevrezi. Vasele se rup mai ușor de pe tiroidă și dă un disconfort care îngreunează intervenția chirurgicală și chiar irită de cele mai multe ori pe cel care operează. Atunci trebuie de știut că un pacient care e tratat cu antitiroidean de sinteză trebuie să întrerupă, trebuie să ia puțin iod. Sigur că asta se poate face și acasă. De preferat să o faci în spital. Astăzi însă costurile de spitalizare nu mai permit această chestiune. Cât timp durează această echilibrare a pacientului despre care... Depinde cât de repede se echilibrează. Nu este un standard. De la câteva zile, două, trei zile în care totul ajunge la normal, pulsul ajunge stabil, chiar dacă este mai ridicat și cu o frecvență mai mare, tensiunea arterială este stabilă, somnul este de cel puțin 9 ore pe noapte, de la 3-4 ore când hipertiroidianul nu doarme. Am spus înainte, una din semnele hipertiroidiei este insomnia. Așa? Atunci poți să-l operezi. Dacă are două nopți în care doarme 9 ore, la revedere, poți să-l pui pe masă, este... Așa. Uneori această pregătire durează până la echilibrare, această pregătire uneori durează și 8 zile și 9 zile.
N-am pregătit niciodată mai mult de 10 zile un hipertiroidian. Și perspectiva de vindecare prin intervenție chirurgicală este una destul de... Perspectiva de vindecare este... Destul de mare. De vindecare completă. Sigur că da. Dacă scoți toată glanda, ai eliminat suportul unde se poate cantona boala și boala, nemai având unde să se cantoneze, ai scăpat de chestia asta. Repet, rămâi dependent de tratamentul de substituție. Este un sfat pe care aș vrea să-l dau celor care au probleme tiroidiene. Să se prezinte, să își ia inima în dinți și să se prezinte la tratamentul chirurgical ori de câte ori endocrinologul care îl îngrijește îi sugerează acest lucru. Deci este sfatul de a nu lăsa glanda tiroidă să crească până devine inestetică, așa cum am spus, până apasă pe tractul respirator, când ai senzație că uneori n-ai aer, sau pe tractul digestiv, când ai probleme de înghițire.